Bine, slăvit să fie Domnul! Mă bucur tare mult că mai veniți încă la studiile biblice. Mă gândeam acum că avem astăzi a 13-a prezentare și apoi mai este încă una care am zis că a fi ultima. Părintele Ioan zice acum, mai și fă din câte ai spus. Și tare m-a cutremurat cuvântul ăsta, că de eu spus e ușor, dar dacă nu-i apucăm să și facem, adică să punem în practică, are român o vorbă, vorba multă, îi sărăcia omului și sărăcia, dacă vreți, și din punct de vedere fizic, dar și duhovnicesc, mult mai mult. Sau un alt cuvânt care vreau să vi-l pun la inimă, Părintele Iustin, el zice așa că prostul spune ce știe și înțeleptul știe ce spune. Și m-am gândit, eu spun tot ce știu. E o diferență foarte mare. Cel înțelept spune din experiența lui, din ce-o trăit el. Celălalt zice din cât i-o citit pe la alții, din cât i-o auzit, dar nu potrivesc întotdeauna. Cine și aduce aminte data trecută despre ce am vorbit? Hai să vedem. De la 7 până la 11 am discutat. Răbdare, suferință, suferința care nobilează, am dat titlul acolo și am văzut câte nevoie este să răbdăm. Și o să vedeți că în continuare, de aceea am și pus și versetele acestea, în continuare Sfântul Iacov merge până la apogeul maxim, care de fapt e concluzia întregii epistole a Sfântului Iacov, la o, nu numai o nobilare prin suferință, la trăire împreună cu Dumnezeu a vieții de sfințenie, la o ridicare omului atâta de înaltă, atâta de sus, cât e maxim posibil pentru om. Asta cere Sfântul Iacov. De aceea am și numit tema din ziua de astăzi vindecarea prin taine. Pentru că vindecarea văzută de biserică, o să vedem imediat, nu este doar una exterioară și am numit-o prin taine, zicea Părintele Florinel de la Bisețea, de ce n-a zis prin Sfintele Taine, că suna mai bine? Păi dacă ziceam Sfintele Taine, noi avem obișnuința asta să discutăm despre Sfintele Taine ca cele 7 taine ale bisericii, nu? Asta e o gândire scolastică, să știți. În Scriptură nu avem numerotate cele 7 sfinte taine, deși apar toate împreună. Ori am numit prin taine pentru ca să adăugăm mai mult la cele 7 sfinte taine. Că, de exemplu, rugăciunea nu e făcută de catehismul scolastic ca și o taină. Dar este o taină rugăciunea. Nu? Scriptura nu este numită o taină, dar citirea Scripturii este o taină. Da, sau ce alt exemplu să vă dau? Nașterea din nou. Părintele Iosif Trifa zice că este o taină. Da? Bun. Hai să citim. Luăm și versetul de la 7 și mergem în continuare ca să vedem ce continuitate are și ce legătură strânsă este între suferință și vindecare. Drept aceea, fiți îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată, plugarul așteaptă roada cea scumpă a pământului, îndelung răbdând până ce primește ploaia timpurie și târzie. Fiți dar și voi îndelung răbdători, întăriți inimile voastre căci venirea Domnului s-a apropiat. Nu vă plângeți, fraților, unul împotriva celuilalt, ca să nu fiți judecați. Iată, judecătorul stă înaintea ușilor. Luați, fraților, pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da, și ce este nu, nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte psalmi. Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu un de lemn în numele Domnului.
și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Ilie era om cu slăbiciune asemenea nouă, dar cu rugăciune s-a rugat ca să nu plouă și nu a plouat 3 ani și 6 luni. Și iarăși s-a rugat și cerul a dat ploaie și pământul a odrăslit roada sa. Amin. Cuvintele acestea le auzim de fiecare dată la taina Sfântului Maslu și unii spun că sunt cuvinte care fundamentează taina Sfântului Maslu. Citind mai mult pe tema aceasta, am văzut că nu e aici fundamentul Sfântului Maslu. Aici numai Iacov spune despre o practică ce avea loc în biserica primară și o să vedem imediat la ce se referă. Și apoi aș vrea să vedem astăzi ce importanță are taina Sfântului Maslu pentru noi. Le-am spus la unii, am făcut Sfântul Maslu de atâția ani de zile, de atâtea zeci sau poate sute de ori, dar până când l-am aprofundat acum în epistola lui Iacov, n-am știut ce înseamnă taina Sfântului Maslu. De aceea o să vă rog să fiți atenți astăzi ca să vedem un pic și care-i folosul nostru, care-i atitudinea noastră față de tainele bisericii, și ca și creștini ortodoxi, și ca și ostași, dacă vreți, în funcție de ceea ce ne spune Scriptura. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Luăm versetul 12, care aparent n-are nicio legătură. Am zis, data trecută am discutat despre suferință care nobilează și răbdarea în suferință și am văzut pe Iov. După aceea, astăzi vom vorbi despre vindecarea prin taine, dar ce legătură are jurământul? Pentru că aici este inserat un verset, versetul 12, care vorbește despre jurământ. Ce înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați, nici pe cer, nici pe pământ, nici orice alt jurământ. Practic este o interdicție pe care Sfântul Iacov o pune și care, dacă stăm să o analizăm, ar trebui să vedem ce legătură are jurământul cu boala sau cu suferința. Ce înseamnă înainte de toate? Păi înainte de toate înseamnă să te gândești înainte de a vorbi. În medicină, de exemplu, medicii spun că este mai ușor să previi boala decât să o tratezi. Și e firesc să fie așa, nu? Ei, cam același lucru îl face și Sfântul Iacov aici cu jurământul. Ce băgați de seamă că voi cam vă jucați cu vorbele, și vă aduceți aminte că am vorbit despre limbă în capitolul 3, și jurămintele voastre pe care le faceți nu fac altceva decât să vă atragă asupra voastră suferințe. Să vedem cum. Zice, nu te jura, am putea trage concluzia din versetul ăsta, sau mai mult, nu te blestema, sau nu te grăbi să juri pripit pentru orice. Și în vremea Mântuitorului și în vremea epocii primare, ca și în ziua de astăzi, oamenii se grăbesc să se jure pentru orice nimic, pentru orice amănunt. Ba mai mult, se grăbesc să se jure pe ceva. Aduceți-vă aminte că Mântuitorul v-a mai spus asta. Epistola Sfântului Iacov este o explicație foarte vie a predicii de pe munte a Domnului Iisus Hristos. Și în predica de pe munte, Domnul ne spune în Matei 5, așa, ați auzit că s-a zice lui de demon, să nu juri strâmb, ci să ții înaintea Domnului jurămintele tale. Eu însă vă spun vouă, să nu vă jurați nici de cum, nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este aștenut al picioarelor lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetatea marelui împărat, nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poți să faci un fir de păr alb sau negru, ci cuvântul vostru să fie ceea ce este da, da, și ceea ce este nu, nu. Iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este. Vedeți, exact același lucru îl sublinează și Iacov. Vorba voastră, cuvântul vostru trebuie să fie hotărât. Da, o să fie da, nu să fie nu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, așa ar trebui să trăiți voi, încât să nu fie nevoie de cuvinte în plus. Oamenii să vadă seriozitatea cu care trăiți, încât să nu vă ceară când se cere jurământul. Când ai îndoieli. Aici
ar vrea să facem o diferență între jurământ și legământ. Vedeți ce zice Mântuitorul și Iacov? Jurământ pe ceva, adică pe ce? Pe o autoritate. Nu mă crezi pe mine pentru că eu sunt mai șmecheraș și câteodată mai și mint. Și atunci când ai nevoie de o confirmare a unui adevăr, cer jurământ. Păi ia, jură-te acum că eu nu te cred. Asta înseamnă jurământ pe ceva. Și jurământul de felul ăsta, ce înseamnă? Înseamnă o confirmare a unui adevăr. Deci eu confirm adevărul nu prin da sau nu, ci îl confirm cu jurământul. Pentru că pun o altă autoritate. Și ați văzut la Mântuitorul, ba pe templu, ba pe cer, ba pe pământ, ba pe altar, se mai jurau câte unii. Și felul ăsta de jurământ îl interzice Mântuitorul și îl interzice Sfântul Iacob. Dar uitați-vă mai mult. Noi folosim niște cuvinte atunci când cineva vrem să ne creadă neapărat, când vedem că nu se îndoiește, că se îndoiește mama sau tata, că se îndoiesc prietenii noștri de cuvântul nostru, folosim niște cuvinte care nu ne gândim niciodată. Și astea sunt fel de jurăminte. Cum zicem? Nu folosim des. Să mor eu. Dar noi nu ne dăm seama ce spunem. Deci este un fel de jurământ care e interzis de Scriptură. Sau, mai grav, n-ați auzit? Sunt atâtea și atâtea. Ei, astea sunt absolut interzise. De ce? Pentru că jurămintele de felul ăsta atrag și blestemul. Întrebați pe Părintele Geru și vedeți și eu pățit la pata râd când și romii au, mai ales cei care au probleme cu băutura sau cu curvia, au obiceiul de a se jura. Adică se duc la biserică și cer preotului să-i jure. Uite, mă jur că nu mai beau, că nu mai curvesc, că nu mai înșel nevasta. Și unii oameni se ținge jurământul ăsta o vreme, da? Uite ce s-a întâmplat la Părintele Gelu. Au venit cineva și s-a jurat în fața soției că n-a înșelat-o. Și după o săptămână a avut un accident foarte grav și a murit tânărul respectiv, nu știu câți ani, 30 și ceva de ani. Și înainte de a muri, a spus fratele lui, vezi că zice, eu m-am jurat strâmb. Pentru că i-am înșelat nevasta și am jurat pe Evanghelie că nu mi-am înșelat-o. Și atunci s-au spăimântat toți, încât acum au o teamă de biserică și de Evanghelie, slavă Domnului, că au o teamă, dar și de jurământ. Deci nu ne jucăm cu vorbele, nu ne jucăm cu jurământul. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, cum vii tu cu Evanghelia în mână să-l pui pe cineva să jure când Evanghelia zice să nu juri? Cum îl pui să jure? Păi mai bine deschide Evanghelia și citește în ea, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Și atunci el o să înțeleagă că da-ul trebuie să fie da și nu trebuie să fie nu. Adică hotărârea trebuie să fie hotărâre și sinceritatea trebuie să fie sinceritate. Dar acum, mă duc mai departe un pic. În epistola către evrei, Sfântul Apostol Pavel aparent contrazice ceea ce zice Iacov aici și Mântuitorul. Ia uitați-vă. Avram îndelungă răbdare, a dobândit, prin îndelungă răbdare a dobândit făgăduința, pentru că oamenii se jură pe cel ce e mai mare și jurământul e la ei o chezășie și sfârșitul oricărei neînțelegeri. În aceasta Dumnezeu, voind să arate și mai mult moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii sale, a pus la mijloc ce? Jurământul, ca prin două fapte nestrămutate, făgăduința și jurământul, în care e cu neputință ca Dumnezeu să fi mințit, noi, cei ce căutăm scăpare, să avem îndemn puternic ca să ținem nădejdea pusă înainte. Deci Dumnezeu pune jurământul, se jură Dumnezeu pe sine, da? Că ce? Că va împlini promisiunile. Nu-i face așa lui Avram? Și dacă vei păzi cuvintele mele, dacă ieși din pământul tău, și eu îmi voi ține cuvântul și o să te fac neam mare, toată lumea o să te laude și o să fii vestit. Ei, felul ăsta de jurământ e diferit. E un fel de făgăduință. Și vedeți că inclusiv Scriptura, știți cum se numește? Are două părți, da? Vechiul și Noul. Noi zicem Vechiul Testament și Noul Testament. Dar ei se mai numesc Vechiul Legământ și Noul Legământ, știți? Și sunt două legăminte pe care Dumnezeu le face cu omenirea. Și acum, care e diferența între jurământ și legământ? Legământul este o făgăduință. Nu este o confirmare a unui adevăr pentru că nu mă crede pe cuvânt. Înțelegeți diferența? E foarte mare. Și făgăduința ce e? E asumarea unei lucrări, a unei misiuni, a unei condiții. Deci eu făgăduiesc că voi face lucrul respectiv.
Și pentru asta aș vrea să vă dau câteva cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur din Cateheze Baptismale. Catehezele Baptismale este o carte editată la oastea Domnului, tradusă chiar de Părintele Iustin. Și cartea aceasta este un fel de lecții pe care le ținea Sfântul Ioan Gură de Aur cu cei care se pregăteau pentru botez. Și uitați ce le spune. Hai mai departe să vorbim despre Sfintele Taine și despre legămintele ce se vor face între voi și stăpâni. Ia auziți, exact termenul ăsta îl folosește. Căci după cum în problemele vieții, când cineva vrea să încredințeze cuiva lucrurile proprii, este necesar să se facă contracte între cel ce încredințează și cel căruia îi sunt încredințate, la fel și acum, când urmează să vi se încredințeze din partea stăpânului tuturor lucruri nu muritoare, stricăcioase și pieritoare, ci duovnicești și cerești. Sunt necesare contracte, nu cu cerneală și hârtie, ci întru Dumnezeu scrise cu Duhul, căci cuvintele pe care le rostiți aici sunt scrise în cer și legămintele pe care le faceți cu gura rămân neșterse în fața stăpânului. Și mai departe zice Sfântul Ioan Gură de Aur, fiindcă ne bucurăm de atâta dar, să arătăm multă râvnă și să ne amintim tot timpul de legămintele ce le-am făcut cu el. Vouă vă spun aceasta și noilor inițiați și celor botezați de mai mulți ani. Cuvântul este pentru noi toți, fiindcă toți am făcut legăminte, pe care le-am scris nu cu cerneală, ci cu Duhul, nu cu peniță, ci cu limba, căci cu această peniță sunt scrise legămintele față de Dumnezeu. Ia auziți, promisiunile noastre, făgăduința noastră, hotărârea noastră, prin ce? Prin cuvânt. De aceea, vedeți, trebuie și un cuvânt rostit, n-ajunge numai în cap. De aceea la botez, asta e reminiscența din epoca primară când erau adulți, preotul îi întreabă, te lepezi de Satana? Și ei trebuie să zică, mă lepăd! Și am mai discutat despre lucrurile astea. Ei, Părintele Iosif Trifa și Sfântul Marcu Ascetul și Teofan Zăvorâtul mai încoace zic același lucru, că omul trebuie să aibă făgăduința aceasta, hotărârea aceasta atunci când ajunge la vârsta înțelegerii. Când el a priceput că trebuie să se lepede de lume. Merge mai departe, nu insistăm aici. Partea cealaltă. De unde apare boala? Aici trecem după aceea la suferință. De unde apare boala, de unde apare rău, de unde apare moartea? La unul dintre mine o să v-am pus filmulețul ăla, nu mai stau acum să-l caut, dar vi-l arăt cei care nu l-ați văzut, cu Einstein când era copil. Vă aduceți aminte? În profesor îi zice, eu să vă dovedesc că Dumnezeu, dacă există, este rău. Pentru că dacă El a creat totul, zice profesorul, înseamnă că El a creat și răul. Și sunt foarte mulți oameni care în ziua de astăzi spun, păi cum, dacă Dumnezeu există, cum îngăduie atâta suferință și atâta rău pe lumea asta? Înseamnă că Dumnezeu e rău. Or Einstein se ridică și zice, domn profesor, există întuneric. Și ăsta zice, da, cum să nu existe? Nu, vă înșelați. Întunericul nu există, este numai absența luminii. Și poate fi lumina studiată în fel și chip în mii și milioane de feluri și o reflexie ale luminii, dar întunericul e unul singur. Negru, atât. Nu există nimic. Și frigul există? Cum să nu existe? Ba, nu există. Frigul e absența căldurii numai. Și apoi zice, răul nu există. Știți, ăsta e un concept destul de greu de înțeles. Răul nu există. Răul este numai absența binelui. Și zice Einstein, e absența lui Dumnezeu în inimile noastre. Deci când noi suferim de ceva, nu înseamnă că asta vrea Dumnezeu. Nu Dumnezeu a creat răul, nici boala, nici suferința. Atunci de unde a apărut? V-am zis, are Jean-Claude Larcher o carte, Dumnezeu nu vrea suferința omului, așa se numește cartea, în care prezintă cu detalii modul în care gândesc părinții bisericii viața duhovnicească și suferința. Și spune, nu Dumnezeu a creat suferința, nici boala. Și atunci de unde a apărut? Și să vedem sursele. Și zice Jean-Claude Larcher, și este ca un bolovan care se rostogolește prin propria greutate. Nu, cine a pornit bolovanul? Păi ce am zis că e rău. Dai pe Dumnezeu la o parte și atunci e rău. Cine l-a dat pe Dumnezeu la o parte prima dată? Eram la protopopiat și discutau mai mulți preoți despre divorț. Și unul dintre preoți mă întreabă, ce... De unde a apărut? Cine a inventat, mă, și divorțul ăsta? Și eu așa, mai în glumă, mai în serios, zic, dracu, cine să-l inventeze? Și după aceea m-am gândit acasă, măi, că primul divorț a fost în rai.
Când dracu hotărât să se desparte de Dumnezeu și atunci a apărut rău, până atunci nu exista rău. Înțelegeți? Deci, răul ce este? Al pune pe Dumnezeu deoparte. Și Adam, când hotărăște în grădina raiului să nu asculte de Dumnezeu, să asculte de diavol, practic îl pune pe Dumnezeu deoparte și atunci apare rău. Acum, după ce Adam nu a ascultat, o hotărât fără Dumnezeu, el a pornit bolovanul ăsta. Deci prima dată îl pornește diavolul și în tăvălugul ăsta din vârful creației ajunge și pe la Adam și Adam îi dă drumul înainte. Și acum Dumnezeu îi devine că se rostogolește și strică toate celelalte? Păi, n-ai nicio legătură Dumnezeu. Noi suntem de vină că l-am acceptat, că l-am primit și l-am primit cu bucurie. Asta e problema gravă. Că până în ziua de astăzi noi primim păcatul cu bucurie. Până când îl conștientizăm. Care sunt cauzele bolilor și a suferinților? La Jean-Claude Larché apar câteva, cinci cauze. Prima cauză, am zis-o, e căderea lui Adam. Deci atunci s-a pornit bolovanul ăsta, s-a îmbolnăvit firea omenească, omul nu mai e sănătos, lăuntric, și din cauza asta apar bolile. Da? Atunci când zice în rai spin și pălămidă îți va rodi pământul, la femeie în dureri vei naște prunci, Dumnezeu nu blestemă pe Adam. Când mă zic, uite, l-a blestemat pe Adam și pe Eva. Nu. Dumnezeu îi spune numai, îi comunică ca și medicul consecința căderii lui. Deci astea sunt urmările neascultării tale. Te-ai rupt de mine, ai hotărât să fii fără mine, nicio problemă, eu să respect libertatea. De asta sunt urmările tale. Apoi, a doua cauză, îți păcatele personale. Deci prima cauză, noi o moștenim genetic. La părintele Arsenie Boca veți găsi cu detalii moștenirea asta genetică de la părinți. V-am mai spus de copii care se nasc în Statele Unite ale Americii și medicii au fost foarte uimiți că după o săptămână intră în sevraj. Adică încep să tremure și să facă spasme și tot să miră ce are copilul ăsta. Păi dacă mama în timpul sarcinii a consumat droguri, a consumat alcool, a consumat tutun, a consumat cafea și copilul a fost legat prin cordon umbilical strâns de mamă, i-a dat toate substanțele astea halucinogene, dacă vreți, și când se naște pruncul, nu-i mai dai, nu? Cum să-i dai? Ei, și el intră în sevraj pentru că organismul deja e obișnuit. Nu, asta ce e asta? E Dumnezeu de vină? Zice, oai, Doamne, cum ai lăsat să sufere copilul ăsta? Păi ăsta sunt niște efecte firești ale unor fapte ale părinților. De aceea zice că păcatele, copiii moștenesc și păcatele părinților. Și asta e altă cauză. Păcatele celor din jur. Da? Deci păcatele celor din jurul tău te afectează. Chiar dacă vrei sau nu vrei. Se răsfrâng asupra ta. Nu mai vorbim de genetică. V-am zis, părintele Arsenie Boca are niște analize pe genetică foarte amănunțite. Se spune, zice, e logic, din doi părinți deștepți. Și zice, gândiți-vă serios înainte să vă căsătoriți. Zice, din doi părinți deștepți. Zice, n-are cum să iasă unul prost. Dar din doi părinți proști, zice, n-are cum să iasă un deștept. Când ești unul deștept și unul mai prost, zice, acolo șansele sunt jumate-jumate. Poate să iasă și deștept și prost. Nu contează. Dar zice, genetic. Și la fel și cu bolile. Și bolile se transmit mai departe de genetic. Nu sunt atâtea boli genetice de habar n-avem noi. Și le transmite și copiilor noștri. Apoi, astea sunt primele cauze. A patra cauză e lucrarea diavolului. Ia auziți. Și ați văzut data trecută pe Iov. Iov n-avea păcatele personale, deși avea căderea lui Adam și o să vedem imediat care e legătura. Dar este lucrarea diavolului. Vă aduceți aminte că diavolul cere lui Dumnezeu, zice, da, păi dacă are de tot, e tot sănătos, are bogății, normal că te laudă. Zice, ia, atinge-te de el. Și Dumnezeu îi dă voie diavolului, deci diavolul începe să-i facă toate necazurile. El îi aduce lepra, el aduce suferință, el aduce moartea copiilor, toate dezbinările și împrăștierile din casa lui. Diavolul i-a adus. Deci nu sunt cauza păcatelor personale, nici a celor din jur. Și ultima cauză, care cea mai dificilă, este urmarea plăcerii. Și o să vedem ce înseamnă asta. Cum adică rău să fie, suferința să fie urmarea plăcerii? Sfântul Maxim Mărturisitorul zice așa, de dragul plăcerii iubim patimile și de teama durerii fugim de virtute.
El vede o cauzalitate între plăcere și durere. Și uitați-vă, nu există plăcere în lumea asta ca să nu fie urmată de durere. Oricât de mare ar fi plăcerea, până la urmă se gata și urmează după ea durerea. Da? Ai băut, bă, ce bine m-am simțit. După aceea, rău și ficatul și te dor tăte, da? Și invers, zice, orice durere asumată este urmată de bucurie, de plăcere. Deci vede o cauzalitate continuă. Zice, omul toată viața lui fuge după plăceri și fuge să scape de durere. Și din cauza asta ajunge să fie nefericit, pentru că toate sunt legate strâns de olalte. Mă duc mai departe. Zice Sfântul Maxim că toți ne naștem din plăcere și dorim aprecierea celor din jur în funcție de plăcere și durere, sau aprecierea celor din jur în funcție de plăcere și durere îl fac pe om să confunde binele și rău. Ce înseamnă asta? Că atunci când omul a căzut în grădina raiului, s-a făcut dependent de plăcere și de durere. Și din cauza asta nu mai știe care e bine și care e rău, pentru că le analizează în funcție de ce. Păi ce îmi place mie, aia e bine. Dacă mă doare, înseamnă că e rău. Analiza de felul ăsta, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, e catastrofală. Și asta dovedește clar că omul nu gândește. Când tot ce îmi place mie e bun și tot ce mă doare este rău, atunci clar că nu mai gândești. Așa zice Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și să vedem câteva explicații. El zice așa. Nu un pic, mă duc mai departe. E vădit în trăsătura pătimitoare a firii stă puterea plăcerii și a durerii. Pentru că, vrând să scăpăm de simțirea chinuitoare a durerii, ne luăm refugiu la plăcere. Deci fugim de durere, fugim la plăcere, încercând să ne mângâiem firea torturată de chinurile durerii. Dar, grăbindu-ne să tocim în punsăturile durerii plin plăcere, întărim și mai mult zapisul acelea împotriva noastră, neputând ajunge la o plăcere eliberată de durere și de ostenel. Zice, n-are cum să ajungă omul prin căutarea plăcerii și fuga de durere la eliberare. Deci e un cerc închis, dacă vreți. Apoi, simțirea ca plăcere sau durere prilejuită de lucruri e simțirea cea condamnabilă, întrucât îl leagă pe om de suprafața materială a lucrurilor, făcându-l să uite de sensurile lor mai înalte și peste tot de ordinea spirituală. Plăcerea și durerea aceasta legată de simțuri n-a avut omul la început, dar a avut în el o oarecare capacitate de a se bucura cu mintea de cele înrudite cu ea, de cele spirituale. Dar omul a coborât această capacitate de pe planul spiritual pe cel trupesc, unind-o cu simțirea. S-a produs prin voia omului sau prin neatenția și lipsa unei voiri statornice un transfer al capacității de plăcere de pe planul spiritual pe cel biologic. Deci ce-a făcut păcatul și îmbolnăvirea noastră? Ne-a făcut să nu mai gândim duhovnicește și să gândim numai trupește. Deci ce ține de trup, aia îmi place. Sau ce ține de durere, mă feresc. Bun, mă duc mai departe la, sau înainte, la Epistola către Evrei, în capitolul 2. E apostolul ce se citește la fiecare slujba sfeștaniei. Și fiți atenți numai, e foarte adânc cuvântul ăsta, puțin care îl pricep. Și de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de acestea ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe acei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața, căci într-adevăr nu a la firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea, dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu pentru curățirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit, el însuși fiind ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute. Acum, hai să vedem ce înseamnă cuvântul ăsta. Hristos vine în lumea asta într-un chip deosebit. Am zis, toți ne naștem prin plăcere. Hristos a fost singurul om care s-a născut, cum zice Ioan, nu din poftă trupească sau din poftă bărbătească. Atunci el nu era cu logica asta, nu era obligat să sufere, pentru că nu s-a născut din plăcere. Toți cei care ne naște din plăcere, automat vine suferința, vine durerea. Hristos fiind singurul care nu s-a născut din plăcere, nu era afectat în mod obligatoriu de durere. Și acum ce face Hristos? Zice, s-a făcut părtaș sângelui și trupului în același fel ca să surpe prin ce? Prin moartea sa, pe cel care avea stăpânirea morții, adică pe diavolul. Bun.
Hristos își asumă de bună voie și durerea, și nu numai durerea, și moartea, tocmai ca să surpe moartea. De aceea cântăm cu moartea, pe moarte călcând. Și ce să facă? Să izbăvească pe cei pe care frica morții îi ținea robie toată viața. De aici pleacă Sfântul Maxim cu frica. Frica de durere și nu numai frica de durere, frica de moarte. Și asta îi ținea pe oameni legați. Și Hristos, prin moartea sa, îi izbăvește pe oameni să nu mai fie frică de durere și de moarte. Că de aceea zice, el însuși fiind ispitit, cu ce? Vă aduceți aminte că v-am mai spus. În pustiu, cu pălcerea pe care o biruiește în cele trei faze, cele trei ispitiri, și pe cruce cu durerea. În grădina Ghețiman suferă adânc durerea asta, frica asta de durere. Dar o biruiește, ce tată, nu voia mea să fie, ci voia ta. Și atunci ce face Hristos? În firea lui asumată, respinge atracțiile plăcerii și primește spaima durerii și spaima morții. O primește în sine, ca să dovedească și practic repune firea omenească la început, la starea dintâi, care să nu se mai gândească numai la cele pământești. Că de aia zice Sfântul Maxim, că avea o anumită capacitate de a se bucura. Că de aia te bucuri de o căpșună, e firesc. Dar când începi să te împătimești și să-ți bagi în stomac de toate, când te împătimești cu toate ofertele lumii astea, asta nu e altceva decât îmbolnăvire a lăuntrului omenesc și a nu te mai gândi la cele cerești, la cele duhovnicești. Bun. Un alt cuvânt la Sfântul Pavel, în Epistola către Coloseni, capitolul 2, ce pe voi care erați morți în fără de legile și în netăiera împrejurarea trupului vostru, v-a făcut vii împreună cu sine, iertându-ne toate greșalele, ștergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, și l-au luat din mijloc, pironindu-l pe cruce. Dezbrăcând de putere începătoriile și stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. Ce a făcut Hristos? A luat zapisul. Ce era zapisul ăsta? Păi prin păcătuire, o să vedeți imediat la părinții bisericii, ce că diavolul a luat el hotărârea asta, semnată de noi, că el ne dă plăcere și ne ferește de durere. Zapisul ăsta mincinos al nostru. Și el a luat și l-a pironit pe cruce, ștergând pofta plăcerii și frica de durere. Și ce-a făcut prin asta? O dezbrăcat de putere începătoriile și stăpâniile. I-o dezbrăcat pe dragi de toată puterea. Nu le-o mai da puterea asupra oamenilor. Și acum, după jertfa Domnului Iisus Hristos de pe cruce, diavolul are puterea asupra noastră, nu mai are ca și în Vechiul Testament, când vrea el, ce are când? Când vrem noi. Înțelegeți? O pus în noi puterea. Și diavolul are putere, zice Părintele Iosif Trifa, zice, e ca un câine în lanț. Și are putere câtă vreme te apropii de lanțul lui, de cercul lui. Dacă nu te apropii de el, nicio treabă nu are cu tine. Și cum te apropii? Te atrage prin plăcere să vii în cercul lui. Da? Sau te împinge prin durere, de unde? Te împinge de la Dumnezeu să vii tot spre el. Tot spre același cerc al lui, în care să te muște. Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa, ce zapis despre epistola către Coloseni, capitolul 2? Sau că vorbește despre acela de care zice Moise, așa nume, toate cuvintele pe care le-am grăit Domnul le vom face și le vom asculta, sau dacă nu acesta, apoi pentru că suntem datori ascultat de Dumnezeu, sau dacă nu de nici acesta, atunci zapisul acela pe care îl făcuse Dumnezeu cu Adam zicând, în ziua când veți mânca din pom, veți muri. Acest zapis ne l-a dat nou Hristos, nu ne l-a dat nou Hristos, ci luându-l din stăpânirea diavolului l-a rupt. Deci noi eram, prin păcat, în stăpânirea diavolului. Vedeți cronicile din Narnia, eram deja în ținutul de gheață a vrăjitoarei albe. Pentru că noi am trădat. Deci nu că așa a vrut Dumnezeu, că noi am trădat. Eram în ținutul acela înghețat, a inimii înghețate. Și Hristos ce face? Cu zapisul ăsta. Nu ni-l dă, no hai, ia-l tu. Îl ia și îl pironește pe cruce și frânge puterea diavolului. Mergem acum la versetul 13 și intrăm în textul propriu-zis. Este vreun dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi? Care e răspunsul creștinilor la suferință? Rugăciunea și răbdarea, am învățat până acum. Noi ce facem când suferim? Ne plângem prima dată, vai ce mă doare, da? Deci
frică de durere. Numai un pic dacă ne-am lovit, imediat ne plângem, vai, mamă, și am mai discutat aici. Noi putem să răbdăm mult mai mult decât răbdăm, decât ne plângem. Capacitatea omului este de a răbda mult mai mult, standardele sunt mult mai înalte decât se plânge el. Noi ne plângem la fiecare mișcare. Apoi, ce zice să facă inima bună? Să cânte psalmi. Zice în epistola către Coloseni, capitolul 3, cântați în inimile voastre lui Dumnezeu mulțumindu-i în psalmi, în laude și cântări duhovnicești. Aduceți-vă aminte de Pavel, care era închis împreună cu Sila, cu picioarele prinse în butuci, după ce a luat 40 de bice fără una. Ce făceau ei acolo la închisoare cu picioarele în butuci după o bătaie bună? Ce cântau psalmi. Dar câți dintre noi, după ce ne-a bătut mama, copiii cu minți, sau după ce ne-a lovit nu știu cât de rău, ne vine să cântăm. La cât ne vine să cântăm? Nu să ne cântăm, să cântăm psalmi. Ne vine o cântare pe buze de slavă lui Dumnezeu. Înțelegeți? Unde bate cuvântul ăsta? Sfântul Pavel în suferință cânta psalmul lui Dumnezeu. Îl slăvea pe Dumnezeu în suferință. Sau altă dată zice, când au fost eliberați de închisoare, au dat slavă lui Dumnezeu că s-au învrednicit de bătaie pentru el. No, cât de departe suntem noi de asta? Apoi, ce înseamnă inima bună? Aici e un cuvânt care l-am auzit la Părintele Iustin și care așa m-a răscolit de tare. El zice că în Scriptură, de multe ori îi folosi cuvântul inimă cu alt sens decât asta cu ventricule și aorte și, da, de carne. Și are alt sens, asta e clar, toată lumea știe. Ce te iubesc din toată inima. Din care ventricul? Nu? Deci exprimă altceva decât inima de carne. No. Ce-i inima aceea? Sau sufletul e altceva. Sufletul e altceva. E partea nevăzută a omului. Mai folosit termenul de duh, că de aceea unii au ajuns să afirme că omul e trihotomic, că e suflet, trup și duh, ceea ce nu e adevărat. Omul e trup și suflet. Dar duhul sau inima omului este organul lăuntric al sufletului omenesc, care face legătura între om și Dumnezeu. Și acum zice Părintele Iustin, exact organul ăsta s-a întunecat atunci când Adam și Eva au păcătuit. Și de aceea nu-l mai percepe pe Dumnezeu, pentru că numai prin organul ăsta îl poți percepe pe Dumnezeu. Nu-l poți nici prin trup, nici prin suflet. Și îmbolnăvindu-se acum inima, adâncul, cel mai adânc al omului, dacă vreți, păcatul se înfiripează acolo. Și ce-i vindecarea? Sau ce-i păcatul prima dată? Păcatul este o reflexie al lăuntrului adânc al inimii omului înspre trup, și astea sunt păcatele trupești, da? Care dau afară. Minciuna, curvia, beția și toate celelalte. Înspre trup. Dar de aceea zice Mântuitorul, ați auzit că s-a zis celor de demult să nu uciți, dar eu vă spun. Și ne spune fratelui său, prostule, nebunele, este ucigaș de oameni. De ce? Pentru că Mântuitorul viza acel adânc al omului care încă nu era însănătoșit, chiar dacă omul nu zicea, nu omora, nu băga cuțitul nimeni, de el zicea sau gândea, sau ți-a auzit că ți-a zis să nu curvești. Dar dacă se uite cineva cu poftă la o femeie, o păcătuit cu ea unde? În inima lui. Cum în inimă? Nu n-aia cu ventricule, iară zic. Nu, în adâncul cel mai adânc al omului. Și Părintele Iustin zice că vindecarea pe care o aduce biserica este tocmai acest adânc al omului, nu e numai la suprafață, că noi venim și ne spovedim ce facem, nu iartă Dumnezeu, nu iartă că e bun și zicem pe din afară ce am făcut. Vedeți că și spovedanul are niște etape. Prima dată noi spovedim ce? Astea grosiere, deci care ies din adâncul omului în trup, că asta le vedem. Nu, după ce am scăpat de astea din trup, băi, nu mă mai îmbăt, nu mai curvez, nu mai înjur, nu mai... păi eu deja stare și mare. Dar în sufletul tău, în inima ta, când vine unul și îi căzut în șanț, ce zici despre el? Hai de capul, băi, iadul mâncă pe ăsta, praf și pulbere. Și judecându-l acolo, de fapt, inima ta încă nu-i vindecată. De ce era, am discutat data trecută, interdicția asta la împărtășanie pentru păcatele mari? Pentru curvie, pentru vrăjitorie, înșelăciune, când nu te împaci cu semenul tău, nu-l poți ierta în inima ta, n-aveai voie să te împărtășești. Pentru că biserica considera că ai nevoie de un timp ca să te vindeci. E una că ți-ai dat seama de păcat și ți-ai cerut iertare și ai hotărât să nu-l mai faci, ăsta e spovedania, și alta să vină vindecarea.
Uitați-vă la Sfântul Pavel, nu? Sfântul Pavel îi se arată Hristos pe drumul Damascului și zicem, extraordinar, s-a convertit, a crezut în Hristos, dar s-a vindecat? Na, stai un pic. 3 ani la pustie, că el a început să, gata, l-am cunoscut pe Hristos, mare și tare, vedetă, să spună, să vorbească într-o parte și în alta, până când a zis, bă, vezi că te caută ăștia, să te omoare. Și i-a dat drumul frații mai înțelepți, l-a luat, l-a pus într-un coș și i-a dat drumul peste zid, hai, du-te acum tu și trebuie să te vindeci, încă nu poți să vorbești. Și a stat 3 ani în pustiu. Dar aici e problema noastră gravă. Când ne-am întâlnit cu Hristos, am lepădat păcatele exterioare, cele fizice, gata, mă apuc de misiune. Mă, frate, zice, vezi că dacă vrei să-l vindeci pe unul și tu nu ești vindecat, îi faci mai rău. Dacă nu ești vindecat lăuntric, în adâncul cel mai adânc al sufletului tău, degeaba nu mai ai păcate exterioare dacă tu mai ai în cap. Numai că nu se proiectează în trup. Dar lăuntul tău încă nu-i vindecat. Mergem mai departe cu inima bună. Deci când omul are inimă bună, are inimă vindecată. Și atunci cântă psalmi din adâncul sufletului lui, pentru că el acolo în inima lui bună nu are altceva decât pe Dumnezeu. Ce face un îndrăgostit? Dom'le, zi și noapte, numai la ea se gândește. Poți să-i pui examene în față că numai la ea se gândește, nu? Poți să-i spună mama, mă, lasă, că nu-i de tine. Numai la ea se gândește că e îndrăgostit. Dar zice, un om duhovnicesc, îndrăgostit de Hristos atât de tare, încât îi cântă serenade tot timpul, non-stop. Non-stop, și în suferință, și în bucurie, în orice situație, cântă. Acum, cuvântul a cânta, în limba greacă, se zice psalo. De acolo vine muzica psaltică, da? Psalo. Și este a cânta la un instrument cu coarde sau a cânta un imn de laudă lui Dumnezeu. Biblia are foarte multe despre cântare, să știți. Câteva versete am luat numai, ca să vedeți așa, interesant. Psalmistul David, el e cel care îi cântă cel mai mult. Psalmii, să știți, nu erau, cum îi avem noi în ziua de astăzi, niște capitole, noi așa luăm. Un psalm e un capitol, care îl citim așa, ca o rugăciune, ca o informație. Nu, psalmii erau poezii, efectiv. Erau în versuri, așa cum avem cântările de la oaste, cu rimă, cu rind, cu tot ce trebuie. Erau în versuri, numai că prin traducere s-au păstrat sensul exact al cuvintelor, nu s-au păstrat și poezia. Vezi când altul Bartolomeu încearcă să traducă în felul ăsta și psalmii. Dumnezeule, cântare nouă îți voi cânta ție, zice David. În psaltire cu 10 strune îți voi cânta ție. Sau lăudați pe Domnul că bine este a cânta. Dumnezeului nostru plăcută este cântarea. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Ce frumos, zice David. Cât voi fi, o să-i cânt Dumnezeului meu. Non-stop. Sau în Efeseni, ce vorbiți între voi în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului, unde? Și aici e interesant, în inimile voastre. Din adâncul acela, cel mai adânc, acolo trebuie să-i cântăm lui Dumnezeu. Acum, muzica, să știți că e foarte strâns legată de inima omului. Orice fel de muzică. De aceea, muzica creează dependență. Să fim foarte atenți ce fel de muzică ascultăm, pentru că muzica creează dependență, sau muzica transmite un duh. Sunt foarte mulți dintre compozitori sau dintre muzicieni care spun... Am fost inspirat. Ce înseamnă inspirat? In spirito. De la un spirit. No. De la ăla bun sau de la ăla rău. E clar. Orice muzică e inspirată. Zice Sfântul Ioan de Kronstadt așa. Îi sfătuia pe tineri în legătură cu muzica pe care aleg să o asculte, să fie atenți la urmările pe care aceasta le are asupra sufletului. Zice, fiți atenți ce face muzica. Dacă sunetele aduc liniște în suflet și sentimente curate dumnezeiești, atunci vă puteți hrăni sufletele ascultându-le. Dacă însă sunetele n-ați dorințe trupești, îndepărtați-le cu totul și nu mai ascultați o asemenea muzică niciodată. Care-s dorințele trupești? Da, din cap, bățâială, hai ce... No, toate astea sunt dorințe trupești. Îți pun ce? Trupul în mișcare. Și zic, băi, ai atmosferă, super, că vai, nu poți să stai. De ce nu poți să stea ăștia în discoteci? Păi cum să stai, domnule, că ți-o pus tot lăuntru ți l-a pus, tot trupul ți l-a pus în mișcare. Dar lăuntric, ce face? Praf te face. Mai departe, tot despre muzică. Mergem acum un pic la... Mare cine a făcut? Victorița sau Cornelia, cred că a făcut o lucrare despre vindecarea prin muzică. Foarte interesantă, nu? Terapie prin muzică. Zice așa, muzica a avut rezultate foarte bune în tratarea simptomelor depresiei. Deci la depresie, pune muzică, dar nu rock...
de bună seamă, muzică liniștită. Așa, în urma unui program de 8 săptămâni desfășurat într-o clinică din Mexic, bolnavii care ascultau zilnic 50 de minute de muzică clasică s-au simțit mai bine în comparație cu cei care au avut parte de ședințe săptămânale de consiliere de 30 de minute. Deci cu psihologul, 30 de minute, a fost mai rău decât ascultând numai muzică. Vă dați seama? Apoi, măsurile de 4 pătrimi ale melodiilor clasice coincide cu ritmul bătăilor unei inimi sănătoase, de aceea are un efect calmant asupra circulației sângelui și respirației. Nivelul criminalității într-o stație de metrou londoneză a scăzut după ce în difuzoare s-au auzit capodoperea unor compozitori consacrați. În urma unui sondaj, 700 de călători care treceau zilnic prin stație s-au declarat mai fericiți, mai puțin stresați sau mai relaxați. Numai după muzică. Vedeți de ce în biserică e accentul așa de puternic pe cântare? Nu este nicio slujbă care să nu fie și cântare în ea. Trebuie să fie și cântare, pe lângă cuvânt, pe lângă rugăciune, pe lângă cealaltă, să fie și cântare. Liturghia însăși este o suită de cântări de toate felurile pe ritmurile inimii. Vedeți, tot așa liniștită. Acum aici am putea discuta foarte mult, am discutat cu tineri odată, mai am anunțit despre asta, ce se întâmplă cu celelalte genuri de muzică care măresc bătăile inimii și care se fac să-ți pulseze inima, efectiv inima în piept din ce în ce mai tare și uite, te bagă în transă. Deja îi plutești, nu mai ești în lumea asta, pentru că inima ta a început să bată altfel decât normal. Revenim la sănătate, că aici suntem cu suferința. Pacienții care au suferit intervenții chirurgicale pe cord, cu un sunet ambient format din compoziții clasice, au rezistat mai bine operații și au avut o perioadă de nevoie de o perioadă de intubație postoperatorie mai scurtă, cu până la 200 de minute. Deci numai cu asculta muzică în timpul operației. Altă problemă. Cum astea, dacă vreți, la cele impactul direct. Mergem la impactul sufletesc. Vă aduceți aminte de David și Saul? Saul avea ce? Avea un duh necurat, care îl tortura, îl chinuia. Zice că atunci când Duhul trimis de Dumnezeu era peste Saul, David luând harpa cânta și lui Saul era mai ușor și mai bine și Duhul cel rău se depărta de el. Ce înseamnă asta? Că are niște efecte psihoterapeutice asupra oamenilor constatate în interiorul bisericii, sunt dovedite în mare parte și de către studiile de specialitate în domeniul muzicologiei, care demonstrează că muzica religioasă și nu numai are efecte benefice asupra organismului. No, cât de mult cântăm noi? Prima dată e cântarea de inima bună să cânte psalmi. Și acum, versetul 14, cum se dobândește inima bună? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii, să se roage pentru el ungându-l cu îndelemn în numele Domnului. Asta e practica pe care o făcea biserica primară. Dar ce înseamnă vindecarea? În trei feluri de vindecare, la diferite niveluri. Medicina aleopată, care tratează ce? Boala care iese afară. Da, ce ai? Febră. Ia aspirină, algocalmin, nurofen, nu știu mai ce. Sau anumite organe sunt îmbolnăvite, îți dă niște substanțe chimice, face o operație și îți vindecă sau îți rezolvă problema durerii respective, problema suferinței respective. Medicina integrativă, v-am mai spus despre medicina asta, în special în Germania se discute despre medicina integrativă, care merge la cauzele adânci ale bolii în intestin. Și ei tratează cauzele adânci ale bolii, adică de ce s-o îmbolnăvit, de ce ai făcut gripă? Deci nu numai că tratezi și dai antibiotic, de ce ai făcut gripă? Păi nu cumva imunitatea scăzută și merg foarte mult pe de-astea naturiste și pe dezintoxicare, pe o alimentație sănătoasă și dezintoxicarea intestinului care zice că e al doilea creier. Asta e medicina integrativă. Nu stau să discutăm despre asta, că nu-i vreme. Și avem medicina sau tămăduirea sufletească. Hei, aici medicina, o să vedem îndată la câțiva părinți ai bisericii, medicina asta aleopată și inclusiv cea integrativă nu ajung la adâncul cel mai adânc al omului. Da? Care e tămăduirea sufletului. Că boala vine în general, nu întotdeauna, că am văzut că poate fi și ispita diavolului, dar vine în general din îmbolnăvirea sufletului. Și iese în afară, în trup, și boala. E, dacă ai vindeci sufletul omenesc, boala nu că dispare automat, magic,
Să vedem imediat cu taina Sfântului Maslu. Și sănătatea este după aceea o consecință a vindecării sufletului. Deci astea cele trei. Ce spune Sfântul Iacob să facă un creștin? Uite aici, trei lucruri. Să cheme preoții bisericii, să se roage și să ungă cu un de lemn. Na, tămăduirea, dacă vreți, astea sunt medicamentația, tratamentul și operația pe care o face biserica asupra cui? Asupra întregului om, nu asupra trupului, ci asupra trupului împreună cu sufletul. Chiar și medicina asta psihoterapeutică, psihologică, nu merge la adâncul cel mai adânc al omului, merge numai la rațiune. Și chiar dacă folosesc sufletul, n-ajung până la suflet. Deci ce să facă? Cele trei, să cheme preoții bisericii, să se roage, să ungă cu un de lemn. Aici ar fi iară foarte multe de discutat despre preoții bisericii, care erau clar o categorie specială în biserică, care aveau hirotonie. E adevărat, termenul folosit este de prezbiteros în limba greacă aici la Iacov, pentru că încă nu era lămurit. Păi nu erau, unii spun că erau bătrânii bisericii, că prezbiter are și sensul de bătrân, într-adevăr. Păi îl luăm pe Timotei și pe Tit, care știm că erau tineri și nu mai potrivește deloc. Erau prezbiteros și Timotei și Tit, erau prezbiteri, adică erau conducători ai bisericii, deși erau tineri. Ziceți, nimeni să nu disprețiască tineretele tale. Și atunci cum te înțelegem? Clar că era o categorie specială de oameni care aveau darul să facă tainele bisericii. Da? Și intrăm imediat în ele. După aceea, rugăciunea, clar, era o rugăciune specială pentru cel bolnav și dacă vă veți uita în rugăciunile de la Sfântul Maslu, întotdeauna sunt folosite cuvintele spre tămăduirea sufletului și a trupului, niciodată, ai, Doamne, fă-l pe ăsta sănătos. Nu, sufletul și trupul. Și apoi este ungerea cu un de lemn. No. Ce înseamnă ungerea cu un de lemn? Ungerea în limba greacă, aleifo, a unge, a da cu un soare sau a flecționa. Era un obicei care îl făceau evreii, dacă vă aduceți aminte și la pilda samarianului milostiv. Cum l-au tratat? Eu uns rănile cu un de lemn și cu vin. Da? Aici are un părinte din Statele Unite o carte întreagă despre modul în care se făcea ungerile în Vechiul Testament și cum au preluat și creștinismul ungerea aceasta, pentru că uleiul de măsline, că ăsta era în special un de lemn, ăsta era ulei de măsline folosit în zona respectivă, că acolo erau măslini mai mulți, la noi uleiul de floarea soarelui, că mai mult decât măslin. Nu? Era uleiul de măslin și o să vedem imediat de ce. Folosit și spre, avea mai multe utilități, și spre tămăduire, și spre parfumare, că era frumos mirositor, da? Era folosit și ca și combustibil la candele, pentru că ei n-aveau curent electric, deci aveam foarte multe întrebuințări, era de o valoare incredibilă uleiul. Dar practica asta de a unge, o găsim la Marcu, capitolul 6, zice așa, scoteau mulți demoni și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau apostolii. Deci în trimiterea pe care Domnul o face, găsim practica asta încă de la apostoli, că îi ungeau cu un de lemn pe cei bolnavi și se vindecau. Acum, taina Sfântului Maslu, asta e foarte important, nu e magie cu ulei. Că din păcate foarte mulți oameni au impresia asta. Doamne, am fost pe la toți doctorii, am căutat toate rezolvările, am luat toate tratamentele, n-am dat rezultat. Hai că mergem la biserică, da, de face popa ceva slujbă, ce? Maslu și dintr-o dată abracadabra să vindecă extraordinar, minune, da? Nu se face nicăieri aluzie la o minune. Uitați-vă în epistola Sfântului Iacov, zice să cheme preoții bisericii să se roage ungându-l cu un de lemn. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav, nu zice că îl va vindeca. O să vedem imediat ce înseamnă asta. Trebuie să ținem minte lucrul ăsta, nu e magie cu ulei. Dar ce e atunci? Zice părintele ăsta din Statele Unite, dă câteva întrebări. Zice, e o vindecare miraculoasă la Maslu. Păi dacă nu-i, atunci ce e? Zice, e un gest de mângâiere pentru ăla bolnav? O fi și asta.
Dar ce protecție pentru viitor? Că vin și oameni care nu-s bolnavi. A, mă duc la masă, că da, de mă păzește și nu mă bolnăvesc. Și așa că îmi fac așa un fel de protecție pentru viitor. Sau scăpare de moarte. A, mă duc, că dacă nu mă duc la masă, poate mor. Și tot fel de superstiții au oamenii. Ori, zice părintele ăsta, niciuna dintre astea nu sunt adevăratul scop și sens al tainei Sfântului Maslu. Are trei elemente esențiale, am zis, în toată structura lui. Vin preoții bisericii să facă ce? Ce fac preoții la Maslu? Citiri biblice, apoi rugăciunea și ungerea. Deci sunt trei elemente. Să nu cumva să punem accentul numai pe unul. Că unii zic, a, ungerea, trebuie să mă ungă cu ulei neapărat. Da, și ungerea era. Dar un de lemnul acela nu se transformă în ceva magic, nu e altceva decât ulei. E ulei sfințit, dar nu e altceva. E ulei, dacă vreți, purtător al Harului Duhului Sfânt. Dar nu e ca și pâinea și vinul la liturghie care se transformă în trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Nu. Și toate cele trei elemente sunt de maximă importanță la taina Sfântului Maslu. Și citirea biblică, că de-aia preotul trebuie să vină acolo, pentru că el era reprezentantul lui Hristos. Și rugăciunea și ungerea cu un de lei. Părintele Gelu zice că a avut și el un studiu pe taina Sfântului Maslu, n-am reușit să-l găsesc încă, când era în studenție. Și mi-a zis că, de fapt, ce era Sfântul Maslu? Omul bolnav, în special omul bolnav pe pat, adică omul care nu se putea deplasa la biserică, ce se întâmpla cu el? Era, neputând să meargă la biserică, era rupt de comuniunea frățească. Și atunci preoții bisericii mergeau la el acasă, împreună cu câțiva credincioși, și făceau liturghii. Și de fapt acolo erau 7 liturghii pe care le făceau acasă, cu 7 apostoli, 7 evanghelii, și acum au rămas numai una singură, adică o singură slujbă, cu toate cele 7 liturghii care se făceau pe rând. Deci erau 7 făcute în zile diferite, 7 liturghii efectiv. Părintele acesta, Bisias, din Statele Unite, de care vă ziceam, zice că nici o taină a bisericii din cele 7 nu era separată de liturghie în epoca primară. Abia mult mai târziu au fost separate. Și botezul, vedeți? Noi acum botez facem cine? Face familia, s-o găta slujba, gata, ai la botez. Nu exista așa ceva în epoca primară. Botezul era un eveniment al întregii comunități. Cununia la fel, în cadrul liturghiei. Că dacă vă uitați la structura lor, este pe structura liturghiei aceeași rânduială ca liturghia, numai câteva rugăciuni speciale pentru momentul respectiv. Ei, noi mai avem în ziua de azi numai hirotonia. Hirotonia într-un preot nu se face separat, o slujbă separată, decât în cadrul liturghiei. Dar în epoca primară și Maslu era parte a liturghiei. Era parte din liturghie. Noi acum l-am separat că e prea lung. Acum să stai așa, așa, așa durează o oră jumate. Dacă faci parte a liturghiei, apoi ne ia focul, da? Și începem să ardem pe Duhul Hristos și nu cumva să stăm prea mult în biserică, nu cumva să ne rugăm prea mult sau să ascultăm prea multe evanghelii sau să ne rugăm prea mult că apoi chiar ne înduhovnicim, chiar ne vindecăm. Știi, cam asta îi zic eu așa, ironic. Zice Părintele David Bisias așa, o perspectivă individualistă a Sfântului Maslu înțelege scopul ungerii ca fiind fie pentru vindecarea imediată a bolii și a suferinței cuiva, fie pentru evitarea suferinței, un fel de imunitate conferită de Dumnezeu. Ungerea cu un de lemn sfințit este dorită pentru alinarea durerii, necazului și suferinței în această lume, fără a pune prea mult problema împărăției cerilor prezentă, dar care totuși va să vină. Și asta e o gândire individualistă, când gândesc numai pentru mine. Ce e taina? Taina este o întâlnire cu Hristos. Nu e o magie, e o întâlnire cu Hristos. Prin cele 7 evanghelii, biserica nu vrea să facă altceva decât să-l aducă pe omul rupt de Hristos prin boală, să-l aducă înapoi la Hristos. Acum, iar foarte interesant e următorul fapt. Cum se traduce Hristos în limba greacă? E un cuvânt care l-ați auzit. Știți? Cel uns. Nu e interesant? Deci, prin ungere, ni se reia legătura cu cel uns. Da? Se reconectează omul, s-o rupt de trupul lui Hristos de biserică și prin taina Sfântului Maslu, de fapt, îi se citesc Evanghelie ca să se vindece cum prin Evanghelie? În primul rând, mintiuca. Da? Sufletul. Adâncul cel mai adânc al inimii să se vindece, că de aia s-a îmbolnăvit,
și este readus înapoi în corpusul bisericii, în unitatea bisericii, și apoi urmează să fie împărtășit. Ei, asta înseamnă reînnodarea legăturii. Deci taina Sfântului Maslu, de aceea se face prin ungere, citirea Evangheliei și rugăciune și ungere, ca să se reconecteze omul la trupul lui Hristos, din care a fost, prin boală, separat. Acum, boala nu e decât un accident. Creștinul este mlădița altoită pe butucul măslinului celui bun care e Hristos și ungerea, cum am zis, este reconectare cu Hristos. Vă aduceți aminte de cuvântul Sfântului Pavel din Romani 11, acela cu măslinul. Deci noi suntem, uitați ce zice Sfântul Pavel, dacă unele din ramuri au fost tăiate și tu care erai măslin sălbatic ai fost altoit prin cele rămase și părtaște-ai făcut rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te mândri față de ramuri, iar dacă te mândrești, nu tu poți rădăcina, ci rădăcina pe tine. Dar vezi zice, au fost tăiate ramurile ca să fiu altoit eu. Bine, din cauza necredinței au fost tăiate, iar tu stai prin credință. Nu te îngânfa, ci teme-te că dacă Dumnezeu n-a cruțat ramurile firești, nici pe tine nu te va cruța. Vezi deci bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprimea lui către cei ce au căzut în bunătatea lui și în bunătatea lui către tine, dacă vei stărui în această bunătate, astfel și tu vei fi, altfel și tu vei fi tăiat. Dar și aceia de nu vor stărui în necredință, vor fi altoiți, că puternic este Dumnezeu să-i altoiască iarăși. Că dacă tu ai fost tăiat din măslinul cel din fire sălbatic și împotriva firei ai fost altoit în măslin bun, cu atât mai vârtos aceștia care sunt după fire vor fi altoiți în însuși măslinul lor. Asta e imaginea Sfântului Maslu pe care o aveau primii creștini și de aceea ungeau cu un delemn, cu ulei de măsline, ca și o aducere aminte a ceea ce este omul, de fapt, mlădița măslinului care e Hristos și noi am fost altoiți pe el și vindecarea lăuntrică. Tocmai asta vine prin Evanghelie, rugăciune și ungere, ca și o reconectare la măslinul care e Hristos. Vă aduceți aminte la scăldătoarea viteză sau la alte vindecări pe care le face Domnul Iisus Hristos? Folosește de multe ori legătura asta. Zice aici, de exemplu, iertate sunt păcatele tale. Și ăștia, uimit, dar cine ți-o ceru iertarea păcatelor? Ăsta e bolnav, săracul, e paralizat, are nevoie de... Nu de iertarea păcatelor, el vrea să fie vindecat. Pentru că Mântuitorul știa legătura strânsă între păcat și boală. Noi nu o sesizăm, nu o vedem. Părintele Asenie Boc are încărarea împărăției, dacă nu mă înșel. El a făcut și medicină. Are niște legături foarte, foarte strânse între fiecare boală cu păcatul care stă în spate. De aceea zic, uai, că era văzător cu Duhul, Părintele Asenie. Era văzător cu Duhul. Dar să știți că, dincolo de asta, Părintele Asenie Boga, când venea cineva, zice, Părinte, am necazul ăsta. Ce vezi că ai făcut un avort și de ață se trage. Mă doare acolo. Vezi că ai probleme cu păcatul ăla. Deci el le spunea păcatele și ăștia uimit. De unde știe Părintele? Păi foarte strâns legate. Noi nu le știm. Dar fiecare boală are în spate un păcat. Și el le ia cu deamănuntul acolo. Toate. Deci ce zice Mântuitorul? Ca și cauza bolii. Ce păcatele sunt iertate. No, dacă îți iert păcatele, să vindecă și boala automat. Ce e mai ușor să zic? Iertate sunt păcate, iau de aspa tută și umblă. Ce pentru mine același lucru, dar ca să vedeți că Fiul meu are putere să ierte păcatele. Adică el vindecă adâncul cel mai adânc al omului. Nu vindecă numai așa pe din afară cum fac doctorii. Sau la orbul din naștere. Vin apostolii, că o priceput și apostolii rânduiala asta. Aici cine o păcătuit, Doamne? El sau părinții lui? Și Domnul zice, nu, stați un pic, că nu-i regula, sau excepția întărește regula. Aici nu o păcătuit nici el, nici părinții lui, ci ca să se arate în el slava lui Dumnezeu. Deci asta e un alt motiv pentru care omul suferă, ca să se arate în el slava lui Dumnezeu. Jean-Claude Larche, în cartea de care vă spuneam, zice așa, tămăduind în chip minunat bolile și suferințele celor care veneau la el, Hristos dă semn prorocesc și pregustarea vieții cele lipsite de suferință din împărăția cerească. După cum scrie Sfântul Irineu în felul acesta, prefigurează cele veșnice prin cele pieritoare și arată că El este Cel care are puterea de a da tămăduire și viață omului pe care l-a făcut. Hristos nu scoate toată boala și suferința din lume, ci arată numai prin vindecările pe care le face că El nu vrea suferința și boala omului și ca o pregustare a împărăției, adică ceea ce vă așteaptă în împărăție, asta va fi. Nu o să fie nici suferință, nici întristare, nici suspin. Nu? Paul Mayendorf are o carte, Taina Sfântului Maslu, el zice așa,
Înțelegerea bisericii asupra bolii diferă de cea a profesiilor medicale. Vindecarea pe care profesiile medicale o pot oferi este temporară ca natură, în timp ce biserica oferă o vindecare care nu este legată de această lume, de timp sau spațiu. De fapt, întreaga misiune a bisericii, de la nașterea noastră și până la înmormântare și dincolo de aceasta, este aceea de a ne aduce adevărata vindecare, care e împăcarea dintre Dumnezeu și omenire, adevărata viață în împărăție. Deci ce urmărește biserica? Adevărata vindecare, nu vindecarea doar temporară. Pentru că da, te-ai dus, te-ai medic, te-ai tratat, dar iar te îmbolnăvești. Ei, biserica urmărește ce? Vindecarea aceea lăuntrică a adâncului tău și dacă vine ca urmare și vindecarea trupească, slavă Domnului, dacă nu vine, slavă Domnului. Biserica ce urmărește? Împăcarea dintre Dumnezeu și omenire. Asta se petrece acolo în adâncul cel mai adânc al sufletului omenesc. De aceea e necesară, absolut necesară citirea din Scriptură la taina Sfântului Maslu. 7 bucăți din Apostol, 7 bucăți din Evanghelie și dacă le urmăriți așa cu atenție, nu-i timp să stărim asupra lor. Sunt unele care au legături cu vindecării, da? Cu soacra lui Petru, de exemplu. Dar ce legătură are, de exemplu, Zaheu? Evanghelia lui Zaheu. Păi el nu a fost bolnav. El nu a fost bolnav trupește. Era bolnav lăuntric, sufletește. Și de aceea ai pus Evanghelia. Vezi că prima dată, bă, vindecă-ți capul și lipirea asta de lucrurile pământești și sufletul și apoi îți vine vindecarea lăuntrică. Sau fecioarele cele înțelepte și fecioarele cele nebune. Și asta e o... Dacă vreți, o punere în față, în față, au oamenilor sănătoși și au oamenilor bolnavi. E sănătos dacă te rogi, ai un de lemn în candele tot timpul, ai Duhul Sfânt în lăuntru tău, atunci e sănătos. N-ai Duhul Sfânt în lăuntru tău, că ăsta e sensul uleiului. Și acolo e uleiul din candele care e simbol al Duhului Sfânt. N-ai Duhul Sfânt în lăuntru tău, apoi poți să ai candele, poți să fii fecioară, adică poți să ai tăte pe din afară, n-ai viața. Asta e diferența. De aceea, vrei să te vindești lăuntric? Caută dobândirea Duhului Sfânt. Vindecarea vine în felul următor prin taina Sfântului Maslu. În 3 etape. Aminții de concepții greșite. Deci, prima dată, vezi că e interesant, prima dată se citesc apostolul, Evanghelia și abia apoi rugăciunea. Că prima dată se-ți vindece mintea. Măi, nu cumva ai gândit tu ceva greșit despre Dumnezeu? Nu cumva tu te-ai despărțit prin boală pentru că ai rătăcit de la adevăr că n-ai prea citit în Scriptură? Și de aia ți se dă acolo Scriptură cu nemiluita, dacă vreți. După aceea, e vindicarea inimii prin de atașamente față de patim și de lume. Deci vine să se vindece și inima și apoi vindicarea voinței de a răbda și a birui frica de durere de care spuneam înainte. Da? Să rabzi totul, asta trebuie să ai o voință de fier, o voință puternică. Și asta zic părinții bisericii că este tocmai întregul ființei umane îmbolnăvite prin păcat. Vedeți, în biserică ortodoxă nu zicem că Dumnezeu a fost jignit prin păcatul lui Adam și acum Hristos trebuie să vină să sufere, asta e concepția catolică. Noi zicem, omul s-a îmbolnăvit în minte, inimă și voință și de aceea nu mai gândește cele duhovnicești. Deci, practic, taina Sfântului Maslu vinde implicit să vindece și mintea și inima și voința omului. Cum? Păi, prin apostol și Evanghelie de concepții greșite, prin spovedanii și rugăciuni de atașamente inimii față de patim și lumea asta, și voința prin ungere cu undele sfințit ca ulei al Duhului. Să stârnească voința, să-ți dea un pic de forță voinței, cum zice Mântuitorul, cum zice Sfântul Pavel, că Mântuitorul prin ceea ce a fost ispitit, poate și celor ce se ispitece să le ajute. Și noi nu putem fără ajutorul ceresc al Domnului. Una dintre cântările, cântarea a patra canonului, tare profundă mi s-a părut și împotrivește cu ceea ce am prezentat aici. Zice așa, fă stăptâne simțurile lor intrare de netrecuș și de necuprins pentru toate puterile cele potrivnice. Deci cum e vindecarea și pecetluirea cu un de lemn? E o coborâre în lăuntru inimii și o închidere a omului pentru cele pământești și lumești. Deci fă simțurile, care? Cele cinci, da? Văz, nas, auz, gură, urechi, pipăit, să fie cum? Intrare de netrecut și de necuprins pentru toate puterile cele potrivnice. Forțele potrivnice, diavolii, vin și ne atacă, ne ispitesc firea noastră tocmai prin simțuri. Cum? Cum am zis.
atracția de plăcere, asta îmi place, ai ce bun, dacă îmi place înseamnă că e super. Și frica de durere, tot la simțuri, că prin simțuri controlăm astea, și plăcerea și durerea. Ei, dacă Sfântul Maslu vine să ne vindece simțurile, să ne putem pune bază și strajă simțurilor, nu mai suntem afectați nici de plăcere, nici de durere. Versetul 15 zice, rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Practic, aici arată efectele. Care sunt efectele asupra omului? Rugăciunea mântuiește, Domnul îl ridică și păcatele sunt iertate. Ce face preotul? Preotul e numai un instrument acolo, nu? El nu face nimic, înțelegeți sensul? Nu preotul vindecă. Nu, ci rugăciunea îl duce la mântuire, la ce am zis înainte, Domnul îl ridică. Deci dacă vrea vindecare, Domnul îl vindecă, nu noi. Și păcatele sunt iertate. Aici este un element iară foarte interesant, legătura strânsă între iertarea păcatelor și taina Sfântului Maslu. Ceea ce rar auzim vorbindu-se despre ea. Apoi, un alt lucru care zice Sfântul Iacov, ce de va fi făcut păcate se vor ierta lui și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav. Și vrea să insist un pic pe cuvântul ăsta. Ce înseamnă rugăciunea credinței? Că vin unii oameni, apoi mă duc și la popa, îmi face și el un maslu, nicio problemă, dar ei nu cred deloc. Hei, aici e o problemă. Lipsa credinței este un obstacol în calea vindecării, la fel cum este și în calea mântuirii. Deci nu te poți vindeca lăuntric, nici trupește, nici sufletește, așa cum nici nu te poți mântui dacă n-ai credință. N-ai cum. Deci ori crezi, dacă vii la biserică, numai așa, a, că o zis mama. Interesant, în cartea asta, Flavian, de care vă spuneam, este un profesor bolnav de cancer, parcă, și chemat preotul, părintele Flavian, de către soră sa. A, păi fac, acum ce zice sora mea numai de dragul lui, da, știi că eu nu cred. Și părintele Flavian zice, astăzi nu faci nicio slujbă, pentru că nu crezi. Înțelegeți? Deci nu-i face Sfântul Maslu pentru că el nu crede. N-are rost, să pierdem vremea numai. Dacă tu nu crezi, îi pierdere de vreme. Deci asta e rugăciunea credinței. Și vă dau exemplu din Evanghelie, ce n-a făcut acolo multe minuni din pricina necredinței lor. Zice Matei capitolul 13. Rugăciunea făcută cu credință îl poate însănătoși pe bolnav dacă Domnul socotește că aceasta este cel mai bine pentru el. Deci asta e condiția. Când ne întrebăm de multe ori, am făcut maslu, am făcut de 7 ore, de ce nu s-o vindecat? Înseamnă că Domnul nu s-o cotit că e bine pentru el. Înseamnă că el mai trebuie să mai rabde încă. Vă aduce aminte iarăși cauzele suferințelor bolilor, că apoi intrăm iarăși în alte detalii. Să le ținem minte, să nu cumva să zicem numai de una și să uităm pe cealaltă. Din pricina unor boli trupești, ce ni se întâmplă, ne scârbim de noi înșine. Trebuie să știm că sufletul nostru este încă rob poftelor trupului. De aceea dorește el fericire pământească și nu vrea să se desparte de bunătățile vieții. Și socotește un mare neajuns să nu se poată folosi din pricina bolilor de frumusețile vieții. Dar de va primi cu mulțumire supărările bolii, va cunoaște că nu e departe de hotarele neprihănirii. Drept aceea, atunci și moartea o așteaptă cu bucurie, ca fiind mai degrabă pricină a vieții cele adevărate, zice Diaduhal Foticei. De ce nu putem noi răbda? De ce nu vrem imediat să ne vindecăm de boală, rapid? Pentru că încă vrem să ne bucurăm de poftele noastre în viața asta. Vă dau un text al unei cântări, pe care o cunoașteți foarte bine, ca să vedeți că fratele Traian Dorz avea concepția asta, eu am rămas foarte uimit. Lupta asta dintre plăcere și durere și legătura asta strânsă dintre ele, inseparabilă. Zice așa, cântați, cântați, dar voi și în bucurie, de jertfă gata oricând să fiți, căci chiar de nu va trebui adusă, răsplată ei în cerul să o primiți. Deci în bucurie ce se face? Să fii gata de jertfă. Și când scrie cântările de felul ăsta? Și poeziile astea? Tocmai în suferință. Aici pricepem de ce toți sfinții n-au mai avut teama de durere și de suferință și de boală, de închisoare, de bătaie, de nimic. Nu le-a mai fost frică. O mers cu demnitate. Știi? Și plăcerea la fel.
Nu, oricâte li se ofereau, hai mă că îți dau bani, îți dau cutare, îți dau femei, îți dau... Nu mă leapă de Hristos. Doamne, ferice, așa ceva. Râdeau de ei, știi, cum, Dumnezeu, să-mi las eu împărăția, vindecarea mea lăuntrică pentru amețelile astea ale lumii. Știi? Sau cum să mă tem? Îl amenința pe Sfântul Vasile cel Mare, dacă nu mă înșel, îl amenința cu tot felul de chinuri. Și o să te tai cu fierăstrău. Nu, sau Sfântul Ioan Gură de Aur îi zice fratelui Chiriac. Și dacă mă vor tăia cu fierăstrău, am pe Isaia înainte pe care l-o tăiat. Dacă mă vor arunca la lei, îl am pe Daniel, care a fost aruncat. Dacă mă vor băga în foc, am pe cei trei tineri. Ce? N-au spaimă din lumea asta care să-mi dea mie frică. N-au chin, n-au tortură. Nu există tortură din lumea asta ca să mă spământe. Am în fața mea încă o grămadă care au suferit. De aceea mergea cu o credință și o tărie extraordinară. Uitați ce zice Sfântul Petru, un cuvânt iară foarte puternic. Așadar, fiindcă Hristos a pătimit cu trupul, înarmați-vă și voi cu gândul acesta, că cine a suferit cu trup a isprăvit cu păcatul. Ce face suferința în adâncul omului? Îi termină păcatul. Taie la rădăcina lăuntrului atâta de tare, de aceea i-a îngăduit. Uitați-vă și la Iov. Iov n-a păcătuit nici fizic, n-a păcătuit nici cu cuvântul, dar mintea lui s-a mai judeca cu Dumnezeu. Doamne, dar unde am păcătuit? Arată-mi păcatul, fă să fac. Încă nu era vindecat adâncul cel mai adânc al sufletului lui. De aceea Dumnezeu l-a lăsat în voia diavolului să-l chinuie și a făcut chinul și suferința și durerea asta mai roditoare pentru Iov, pentru că i-a vindecat și lăuntul cel mai adânc al sufletului. De azi zice Sfântul Petru, cine a suferit cu trup, a isprăvit cu păcatul. Ei, în felul ăsta trebuie să înțelegem și cuvântul acela din epistola 1 Ioan. Cel născut din Dumnezeu nu mai poate să păcătuiască. Dar când am suferit cu trupul ăsta, l-am zdrobit de tot, inima zdrobită și zmerită, Dumnezeu nu o va urgisi. No, ce înseamnă inima zdrobită? Inima tare. Da, aia se zdrobește, că dacă e moale, nu se zdrobește. Da. Cum o zdrobim inima? Aici, la zdrobirea inimii, insistă părinții bisericii pe vindecarea noastră lăuntrică. Mă duc un pic mai departe, versetul 16, face o altă legătură. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Deci leagă taina spovedaniei de taina Sfântului Maslu și cum? Public. Aici e altă taină care e greu pentru noi să pricepem. Și spovedania era făcută publică în epoca primară. De aceea când cineva era bolnav, zice, mă, undeva ai greșit. Ea spune, unde e greșit? Dar nu ca să râdă ceilalți de el, de aia nu făceau spovedania publică să își bată joc, ci ca să-i găsească, să-l ajute, dacă vreți, să-și găsească păcatul lui. Și taina Sfântului Maslu era strâns legat și de spovedanie, ca omul să-și vindece mai întâi lăuntru sufletesc, să fie chemat acolo, să se adâncească el, să-și vadă el păcatele, că asta era chemarea. Da? În fața preoților trebuia făcută spovedania, care au primit puterea de a lega și a dezlega. La fel ca și taina Sfântului Maslu. Și apoi, de ce era cerută spovedania? Și ca un consimțământ al omului. Adică, vrei să te vindeci în lăuntru tău? Zici că biserica nu-ți dă ce ceri tu. Doamne, eu vreau numai vindecare. Știi? Hai, faceți în Maslu, dar ce ziceți numai rugăciunile, Evanghelie, lăsați-le deoparte. Mere, nu se poate așa ceva. Nu, deci biserica îți dă vindecare completă dacă îți trebuie. Dacă nu îți trebuie, Doamne ajută, du-te la doctori, chinuie-te cu ei, da, bagă chimicale până nu mai poți. Nicio problemă nu-i. Biserica vrea să te vindece lăuntric. Vrei și tu asta? Vrei. Bun. Atunci, ai nevoie de consimțământul bisericii. Adică te dai pe mâna preoților. Te dai pe mâna duhovnicului. Sau nu te dai. Dar ce face un pacient când se duce la doctor? Și doctorul, ai nevoie de operație. Și dă hârtia, da? Nu? Semnează că dacă operația nu reușește, cine devine? Doctorul? Nu! Tu ți-ai asumat că ai încredere totală în doctor și ai semnat pentru ea. Dacă ai murit la operație, doctorul e absolvit de orice vine. Ce înseamnă asta? Că tu ai o încredere maximă în doctor. Că orice face, te taie, te scoate intestinele pe acolo, nu? De ce-i consimțământul ăsta? E foarte important consimțământul. Pentru că pacientul se poate ridica de pe masa de operație, da? Și se duce cu intestinele scoase pe afară. Ce zice cineva care îl vede? Bă, zice, doctorul, ai nebun la cap.
Pentru că nu m-ai lăsat, eu ca medic, nu m-ai lăsat să-mi termin toată operația, să duc la capăt, să ți le pun și toate la loc. Deci trebuie să te tai prima dată, te doare, da? Scoți ce e rău de acolo, coți și pun la loc și coți înapoi. Dar la fel e și în viața duhovnicească. Ne dăm noi pe mâna duhovnicilor. Avem noi puterea să zicem, mă dau pe mâna duhovnicului, mă taie, mă scoate tot, nu mă interesează că mă doare, dar am răbdare să mă coase la loc, să mă pună la loc. N-avem. Când mi-a zis duhovnicul ceva, gata, las că mă duc la altul, care e mai blând, care nu mă taie, dă numai aspirin și alcool calmin și las că-mi trece. Nicio problemă nu-i. Asta zice Sfântul Iacov. Și rugați-vă unul pentru alții ca să vă vindecați. Cu atâta stăruință, implicați-vă toți. Și aici părintele David Bisia zice că nu numai preoții trebuia să participe la taina Sfântului Maslu acasă la bolnavi, ci și câțiva dintre credincioși trebuia să meargă acolo. Pentru că acolo trebuia să vină biserica. Dacă el n-a putut să vină la biserică, trebuia biserica să meargă la el acasă și să-i ducă unitatea asta. Dacă l-ar vindeca pe bolnav fără consimțământul acestuia de a părăsi practicile nesănătoase și păcătoase, Dumnezeu n-ar face altceva decât să încurajeze păcatul. Dumnezeu nu încurajează păcatul. De aceea, vindecarea este mai întâi a sufletului și apoi a trupului. Aici am pus un tabel pe care părintele Arsenie Boca, nu-i timp să stăm să-l discutăm, îl arată care e războiul înăuntru inimii omului din partea diavolului. Da? Zice, cu inima și cu mintea. Cu inima, prin mânie, la ce păcate ajunge, prin poftă la ce păcate ajunge, prin iuțime la ce păcate ajunge. Deci cum le gândește. Apoi, cu mintea. Ce face diavolul? Dacă nu vede, nu poate cu inima. Că noi suntem slabi într-o parte sau în alta, să știți. Nu suntem și cu mintea și cu inima slabi. Noi suntem ori cu mintea, ori cu inima. Și avem anumite slăbiciuni. Și diavolul merge exact acolo, ne vede că suntem mai slabi și acolo atacă. Da? Cu mintea cum face? Întunecă, o aprinde sau o surpă. Foarte interesante analizele. Le găsiți în cartea Cărarea Împărăției a Părintele Arsenie Boca, la pagina 137, cartea aceea mare. Bun, ce e rugăciunea stăruitoare? E așezarea pe calea lui Dumnezeu. Și atât ar trebui să ne rugăm unii pentru alții, încât să ne reașezăm cu toții pe calea lui Dumnezeu. De aceea, unui creștin adevărat îi pasă când cineva lipsește de la biserică, pentru că e bolnav. Și ăla se roagă stăruitor pentru el, ca și văduva aceea. Doamne, vindecă-l! Și vindecă-l în primul rând sufletește. Suferă când vede că e absent. No, avem noi taina asta, a comuniunii. Părintele Iosif Trifa ne-a învățat în astea, noi să o facem. Și în epoca primară era. Nu exista să absenteze de 3 ori cineva la biserică, să nu meargă cineva acasă din biserică să-l caute, să vadă, mă, ce ai pățit? Ești bolnav? Aici poți lipsi cu lunile, cu ani de la biserică, nu te întreabă nimeni nimic, din păcate, și asta e o tragedie a bisericii, să știți. E o durere. Noi ar trebui să suferim când un singur om lipsește din biserică. Păi cum să suferim când noi nici nu ne cunoaștem toți din biserică? No, mai suntem noi trupul lui Hristos? Ne batem cu pumnul în piept. Suntem noi vindecați lăuntric? În inima noastră, în adâncul inimii? Sfântul Maxim Mărturisitorul zice, omul vindecat în adâncul inimii e acela care iubește pe toți la fel. Deci pe toți să iubești la fel. Acum, legat de taina Sfântului Maslu, legătura asta între Maslu și spovedanie. Am prezentat studiul ăsta la Bistrița și tare am rămas acolo după ce am vorbit. Așa, parcă nu mi-au fost lămurite toate, n-am fost mulțumit. Și Dumnezeu mi-a rânduit câteva experiențe ca să vedeți că cum lucrează El. Și vreau să-mi dați voie să vi le spun. Prima vă spun o experiență mai de mult, cred că în urmă cu vreo 10 ani, sau chiar 15, nu mi-aduc aminte exact, Părintele Gelu era cu mine, nu era preot atunci, și am avut tupeul să fac Sfântul Maslu singur. De obicei să fac cel puțin 2 preoți, nu se merge de unul singur, pentru că acolo sunt niște lupte teribile. Da? Și m-am dus singur la cineva care era din Cluj, dar acum era plecat în tur la fratele lui. Atenție, nu mai auzea de vreo 10 ani persoana respectivă. Avea aparat auditiv în ureche și cu aparat auzea foarte rău. Am fost sunat că nici pe fratele lui nu-l mai recunoaște, deci nici vizual nu mai recunoștea, nu mai știa cine e persoana respectivă.
M-am dus, am început taina Sfântului Maslu, ușor acolo în casă, cu părintele Gelu. După 5 minute, persoana respectivă era în pat, nu vă spun cine, că s-ar putea să-l cunoașteți. Aparat auditiv era pe noptieră și vă spun detaliile astea ca să vedeți ce s-a întâmplat. După 5 minute a început să spună, termin odată! Încetează, n-auzi! Am zis mai încet, părinte Gelu, hai mai în șoaptă. Evanghelii, apostol, rugăciuni, în șoaptă. Și a început să strige la mine. Părinte Claudiu, ți-am spus să termini odată. Mi-a zis pe nume, deși cred că m-a văzut de două ori în viață, dar acum nu mai cunoștea nici pe fratele lui. Înțelegeți? Ce putere are Sfântul Maslu. Dar nu m-am oprit. Am zis, bă, Domnul să mă ierte că m-am dus singur, altul nu o să mă mai duc singur. Dar acolo sunt niște forțe teribile care se luptă cu omul. Și puterea Sfântului Maslu e incredibilă. Noi nu ne dăm seama. Lăuntric vorbind. Nu știu ce o fi avut persoana respectivă, n-am spovedit-o niciodată. V-am zis, în ultima vreme nici nu mai putea comunica, cert e că după câteva săptămâni am trecut la Domnul. O altă experiență am avut săptămâna trecută. Duminica trecută după vecernie m-am dus cu părintele Gelu, cu Isaac și cu Alexandru la vecina mea, care m-a sunat sâmbătă că de două săptămâni nu se mai poate ridica din pat. Efectiv, nu mai are cum să se ridice din pat. Foarte, foarte bolnavă. Și a zis, facem Sfântul Maslu. Păi ce a rânduit bunul Dumnezeu? Și am făcut Sfântul Maslu duminică seara și am zis, după ce am studiat asta, că de obicei nu le spun la oameni la Sfântul Maslu că să se și spovedească, dar după ce am văzut că Iacov leagă spovedea, mi-a zis, ar trebui să vă și spovediți. Dimineața s-a spovedit, am găsit-o tot în pat, s-a împărtășit și pe la amiază m-a sunat soacra, zice, mă, zice, vecina s-a ridicat, umblă, face de mâncare, nu mai are nimică. Eu am rămas trăznit. Am zis, Doamne, dar asta a fost așa pentru mine, bobărnaca, nu cumva să zic că nu prea se fac minuni cu Sfântul Maslu. Ba, se fac. Dar numai când consideră Dumnezeu. Deci este și vindecare trupească, și asta e o dovadă foarte clară, de săptămâna trecută, Isaac și Alexandru Iaci, părintele Gelu, întrebați-l că a fost cu mine și la vecina, că nu mai fac singur taina Sfântului Maslu. Astea sunt niște experiențe care am vrut să vi le spun ca să vedeți că nu e o joacă cu lucrurile lui Dumnezeu. E o forță și o putere care efectiv ne depășesc și capacitatea mea și intelectuală și rațională și priceperea mea și rugăciunea mea și absolut tot. Nu mai țin de noi. Deci și pentru mine a fost o surpriză lucrul ăsta. Bun. Mergem mai departe cu ultimele versete care insistă pe rugăciune. Da? Deci rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav. Și dă exemplu pe Ilie, ce era un om cu slăbiciune asemenea nouă, dar cu rugăciune s-a rugat să nu plouă 3 ani și 6 luni și n-a plouat. No. Ce zice Sfântul Iacov despre Ilie? Că nu era un supraom. Că noi de multe ori ne gândim, păi trebuie să fii sfânt ca să faci minuni. Trebuie să fii super om. Nu, zice Ilie, avea slăbiciune ca și noi. Dar ce a făcut? Capacitățile lui erau la fel ca ale noastre. Dar s-a rugat cu stăruință și Dumnezeu l-a ascultat. Nu? Acum, asta a fost frământarea mea. Cum ascultă Dumnezeu pe unii și pe alții nu? De ce ascultă Dumnezeu câteodată și câteodată nu? Prima dată, Iacov dă exemplu ăsta despre Ilie ca să încurajeze pe toți oamenii să se roage. Deci dacă Ilie era om cu slăbiciuni, ca și noi, și s-a rugat, înseamnă că toți care avem slăbiciuni putem să ne rugăm. Am zis că e o încurajare ca oricine poate să obțină prin rugăciune ceea ce dorește, dacă este de folos. Asta e precizarea bisericii. Dacă e de folos, oricine poate să obțină ceea ce dorește. Fără nicio problemă. Sunt exemple cu grămada de felul ăsta, chiar de oameni care erau păcătoși. Iar în cartea cu Flavian vă dau exemplu pe un om care a venit la biserică și i s-a făcut rău la de atâta slujbă, că o sta la priveghere ceasuri întregi și a ieșit afară și a stat pe bancă afară, zice, stai, știi că o să te vindeci, o să fie totul bine. Un bătrân așa simpatic și a intrat, l-a chemat cineva înăuntru, hai că se miruiește deja și să gata slujba și a vrut să întrebe pe părintele Flavian, cine e bătrânul ăla de afară? Și nu a apucat să-l întrebe că însă s-a închinat la icoană, a văzut pe Sfântul Serghe de Radonej. Sergiu, îi zicem noi în limba română, Serghe de Radonej, care era sărbătorit în ziua respectivă și ăsta e bătrânul care a fost
Și părintele Flavian zice, mă, zice, eu de 13 ani, zice, slujesc aici la Biserica Sfântului Serghe și nu mi s-a arătat niciodată și tu acum ai venit plin de păcate și s-a arătat. Vezi că vântul suflă unde vrea. Dumnezeu face vindecarea și dăruiește întărirea și încurajarea unde vrea El, nu unde vrem noi. Noi nu avem cum să facem nimic altceva decât să ne rugăm, ne facem partea noastră de rânduială, să citim în Scriptură, să ungem cu un de lemn, să venim în fața Bisericii lui Hristos și să rugăm pe Hristos, dacă e voia Lui, să ne dorească vindecare. Dar în primul rând să ne rugăm pentru vindecarea sufletului. Apoi, și zice, iară s-a rugat și cerul a dat ploaie și pământul a odrăslit roada sa. Și acum am zis, de ce Dumnezeu l-a ascultat pe Ilie? În așa fel încât să oprească efectiv ploaia 3 ani și 6 luni și după aceea să o și pornească la loc. Nu, poți zice că e coincidență, da? Hai că să opri ploaia, că m-a rugat să opri ploaia și secetă. A, o fi o lună, două, trei, dar chiar 3 ani să fie. Și dovada clară e dacă tu tot prin rugăciune poți porni. Și am zis așa, Dumnezeu ascultă pe Ilie pentru că Ilie asculta mai întâi de Dumnezeu. Asta e o legătură foarte strânsă. Că Dumnezeu vrea să ne arate tuturor că El e liber. Noi n-avem cum să-L constrângem pe Dumnezeu să facă nimic. N-ai cum să-L constrângi pe Dumnezeu cu nimic. El e liber. Și ne dă și nouă libertate. Da? Și ne oferă. Și ți-am pus în față. Binele, rău, binecuvântarea, blestemul, viața și moartea. Alege viața. Apoi, un alt lucru important la Ilie. Scopul rugăciunii lui era mântuirea fraților lui. De aia s-a rugat. Nu era înfometarea lor 3 ani. Nu ăsta a fost scopul rugăciunii, înțelegeți? De ce nu ne ascultă Dumnezeu întotdeauna rugăciunile? Că s-ar putea noi să avem un alt scop decât cel potrivit. Și nu era dovedirea puterilor sale să vară cât e ziua de tare. Și el voia prin râvna lui să-i atragă pe oameni, tocmai prin oprirea ploii, să-i atragă pe oameni la Dumnezeu. Nu zice regele Ahab. Și tu ești ăla din cauza căruia s-a oprit ploaia și seceta asta. Ce-i răspunde Ilie? Nu zi eu, tu ești. Și necredința seminilor tăi. Și asta e cauza. Nu eu, și eu m-am rugat, Domnului, știi, să facă ceva ca să vă oprească. Deci și acolo, vedeți că e și o vindecare a lui Ilie, că lasă Dumnezeu chiar în rugăciunea lui, lasă să aibă și el niște experiențe lăuntrice cu Dumnezeu ca să se apropie și să se vindece în adâncul sufletului lui. Sfântul Maxim Mărturisitorul, nu, asta v-am spus-o, Sfântul Haralambie, am prezentat în 10 februarie, am prezentat studiul ăsta la Bistrița și chiar atunci era Sfântul Haralambie și când am citit viața m-am gândit că atâta de tare potrivește cu ceea ce am discutat acum despre suferință și pătimire, încât merită să surprindem câteva elemente din viața lui. Sfântul Haralambie era episcop și prins, a fost torturat într-un hal fără de hal. A luat niște ghiare și i-au smuls toată pielea din cap până în picioare, i-au smuls-o de pe trup. De ce? Provocarea durerii. Și leapă-te de Hristos. Că dacă nu te facem să suferi. Și vedeți, chinoitorii ăștia erau atâta de sadici, încât nu voiau să-l omoare. Voiau atâta să-l tortureze până când se leapă de Hristos. Și el, când o termina de smuls pielea de pe el, zice, vă mulțumesc frumos. Ia auziți, vă mulțumesc frumos, pentru că m-ați făcut să nu mă mai gândesc la trup, ci să mă gândesc la suflet. Și răbdând durerea, mi-ați înălțat mintea la Dumnezeu. Fai de mine când am auzit, extraordinar. Și Igemonul, guvernatorul, cel care a poruncit să-l chinuiască, i s-a părut lui că ăștia, torționarii, n-au făcut treabă bună. Și-a luat el ghearele și-a început să-i smulgă, nu mai avea piele, pe carnea sângerândă. Să-i smulgă, să-l chinuie și mai rău. Și i s-a lipit mâinile de carnea lui și i s-a smuls din coate. Ia uitați, acolo se vede în icoană. I s-a smuls din coate mâinile, încât s-a convertit 3 dintre torționari și s-a și convertit pe loc la Sfântul Haralambie. Deci când l-au văzut, s-au convertit pe loc și au început să se roage și să-i spună, păi nu ești tu propovăduitorii bunătății și a dragostei, de ce l-ai blestemat pe ăsta să-i cadă mâinile? Și Sfântul Haralambie zice, să mă ferească Dumnezeu, eu n-am făcut așa ceva. Și eu m-am rugat pentru voi și uite, și acum mă rog, dacă e voia Domnului, Doamne, vindecă-l pe robul tău ăsta, că din neștiință și din neputință au făcut gesturile astea. Deci el, chinuit și torturat în ultimul hal, se roagă și să vindecă
Și torționarul îi se lipesc mâinile pe loc. Zice că astea-s basme și-s povești, sunt lucruri care ne depășesc. Dar uitați-vă în istoria bisericii. Toți mucenicii au răbdat, nu cu stoicism. Ai, că acum rabd, că după aia îmi dă Dumnezeu și apoi mă răzbun eu pe ei. Las că la rai le arăt eu. Ăia care m-au bătut, le râd eu în nas. Nu! Plin de dragoste. Mergând cu crucea lor după crucea lui Hristos. Nu zice Sfântul Pavel. Că pentru bucuria pusă înainte, n-a ținut seama de ocarea crucii. Vedeți cum vedea Hristos? Vedea întotdeauna capătul suferinței. Vedea bucuria crucii. Știa că urmează învierea. Știa că urmează bucuria dacă rabdă. Ei, astfel ar trebui și noi fiecare, atunci când alegem să facem ceva, să ne gândim. Să ne gândim la finalitate. Dacă aleg plăcerea, să zic, nu, înseamnă că vreau să sufăr. Dacă aleg durerea, să zic, înseamnă că vreau să fiu cu adevărat fericit. Nu zice, am discutat cu copiii sâmbătă trecută din Evanghelia după Matei, capitolul 7. Cum e calea care duce la viață? E strâmtă. Și câți merg pe ea? Puțini. Dar aia care duce la moarte? Largă și-s mulți. Mulți. E o populație extraordinar de multă acolo. No, aici ar trebui să înțelegem noi. Dacă te lași atrași de poftă și îți frică de durere, ajungi în partea cealaltă. Aia cu toată lumea. Nu asta ne oferă toate reclamele din ziua de astăzi? Nu a fost și plăcerea asta. Sau cum zicea Părintele Iustin, zice, oamenii din cauza plăcerilor își inventează patimi. Și toate invențiile nu sunt altceva decât provocări ale oamenilor, gândirea ale oamenilor fără Dumnezeu. M-a terminat expresia asta. Deci invenții, ce spuneți în oameni sfinți care au făcut invenții de-astea tehnologice sau nu știu de care, moderne? Nu, toate le-au făcut vestice, da? Ce telefoane folosim? Românești, da? Făcute în Muntele Athos. Nu? Nu! Toate chinezării sau americane sau oamenii fără Dumnezeu au o căutare. Nu, inteligenți. Omul fără Dumnezeu caută să inventeze, să-și strânească, să-și împlinească poftele care nu te satură niciodată. Cum a apărut, cum am zicea cineva, S-20, Elisei Bursuc a fost la Cluj săptămâna trecută, S-20, gata, extraordinar, se deschide, face nu știu ce, face zoom-ul, bun. Și după ce a trecut ăsta, ce-i? Păi trebuie să apară neapărat altul, că la nu te mulțumește cât pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Omul cu Dumnezeu cum e? Vindecat de un tic, împlinit, nu-și mai dorește nimic decât să stea cu Dumnezeu. Ăsta era eu pe pământ. De aceea Sfântul Grigorie din Azia ce-a făcut? Le-a dat pe toate. Și mai mult decât a contemplat pe Dumnezeu, a contemplat Sfânta Treime, nu există nimic. Nu asta ne face și Sfântul Iacov. Căutați să vă vindecați sufletul prin zdrobirea inimii, prin smerenia inimii. Pentru că după aceea, dacă vine, dacă ți-ai vindecat inima, atunci o să ai răbdare oricâte durere avea, oricâte boli avea, oricâte suferințe îți va îngădui Dumnezeu pe lumea asta. Și dacă El vrea ca tu să nu mai suferi, știe El când să-ți aducă vremea potrivită și pentru vindecare. Zicea un părinte din Grecia, critica pe maici, zice, vă laud că v-ați rugat pentru stareța voastră, dar voi sunteți oameni duhovnicești? Dacă plângeți atâta, oare Dumnezeu nu știe că stareța e în suferință, că e în boală? Ce? Voi trebuie să vă rugați și atât, nu să vă smiorcăiți atâta, să faceți atâta tragedie dintr-o boală. Nu, omul duhovnicesc nu face tragedie din boală, ci o privește boala ca un dar de la Dumnezeu. Fie că e spre, din cauza păcatului și spre tămăduirea sufletului, fie că e spre slava lui Dumnezeu și spre vindecarea lăuntrică, așa cum zice Sfântul Petru. Cam astea le-am pregătit eu și ar vrea să citim acum încă o dată paragraful ca să vedem cum le înțelegem și după aceea dacă sunt întrebări. Iar înainte de toate frații mei să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este cineva cu inimă bună? Să cânte psalmi. Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, ungându-l cu îndelemn în numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui.
Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul, ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Ilie era om cu slăbiciune asemenea nouă, dar cu rugăciune s-a rugat ca să nu plouă și nu a plouat 3 ani și 6 luni. Și iară s-a rugat și cerul a dat ploaie și pământul a odrăslit roada sa. Amin.